Femeia care face compromisuri mari în relații, în general, e predispusă să-și crească băiatul fie cu foarte multă duritate ca să compenseze pentru ce n-a avut, fie cu, hai te rog frumos, mami, de la mame să trag toate. Dar are și un risc al mamei, este acela de a își castra băiatul. Cam pe la ce vârstă să facem un pas în spate așa? Prima vârstă la care faci un pas în spate e la 9 ani, pe urmă la 12, pe urmă la 16. Uneori chiar și bătaia aia, cred că este naturală și firească între băieți. Horse playing-ul, adică nevoia asta de a se atinge corp la corp, de a se lupta, face parte din înțelepciunea corpului și nevoia inclusiv de creștere fiziologică a segmentelor corpului. Sunt mulți bărbați care n-au primit atingerea asta caldă a mamei și nu pot la rândul lor să o dea nici fiicelor lor, nici soțiilor. O femeie care n-are nevoie de ajutor de obicei și îndepărtează bărbatul de lângă ea, pentru că el, dacă nu simte că e important pentru ea, pleacă într-o formă sau alta de acasă, chiar dacă fizic e. Părinți cu minți cu Simona Gherghe și Oana Moraru. Un podcast Zunivers. Bun găsit! Sunteți la Părinți cu Minți, locul în care învățăm să fim părinți mai buni pentru copiii noștri. Sunt Simona Gherghe, alături de mine, ca de obicei, Oana Moraru, expert în educație și parenting, fondator de școală, autor de cărți, iar invitatele noastre, Oana, de astăzi sunt Sonia Argint, jurnalist și influencer, și Ela Crăciun, jurnalist, influencer. Vorbim astăzi despre mame de băieți și asta în comun invitatele noastre. Sonia este mama unui băiat de aproape 20 de ani și mezinul aproape... Nu, are 18 ani și jumătate. Iar Ela, mamă de doi băieți și o fată. Cel mic are 5 ani, cel mare aproape 18 și s-a strecurat și o fată între. La mijloc. Câți ani are Alesia? 12 ani face. 12 ani. Toate vârstele. Toate pragurile. Exact. Importante. Oana, știți deja, este mama Carlei, dar mama tuturor băieților care i-au trecut prin școală de-a lungul anilor în care... Da. Avem acum, adică predau și băieților de la gimnaziu și celor de la grupa mică. Știi cu ce vreau să începem, Oana? Cu o afirmație pe care ai făcut-o tu, cred că în primul episod al podcastului Părinți cu Minți, și care a fost foarte mare vâlvă pe internet, știu că s-a viralizat foarte mult. Spuneai atunci că școala, în special școala românească, este foarte nocivă pentru educația băieților, în sensul că e foarte statică pentru ei și energia lor până pe la 10-11 ani este una debordantă și treaba asta nu îi afectează. Îi afectează, din păcate, într-un sens foarte rău. Da, din păcate, școala noastră, cu dezideratele acestea că toți elevii trebuie să fie cu minți în bancă, încă de la grădiniță, să stea liniștiți, aplauzele legate de copiii cu minți, sunt în contradicție cu forța vitală a băieților, nu numai a băieților, dar în special a lor, pentru că în intervalul ăsta de 2-6 ani, nivelul de testosteron este foarte mare la băieți, ceea ce determină o predispoziție naturală către mișcare și de cunoașterea lumii prin mișcare și acțiune, prin mișcări impetuoase, prin agitație internă, prin nevoia de a sări, de a țopăi, de a se întinde. Spune un psiholog renumit despre băieți, o să vorbești despre ea, că ei au efectiv dureri de oase atunci când stau nemișcați într-un loc, în bancă, mai mult de 20 de minute, și că de aceea de câte ori sunt lăsați în pauze să se miște, explodează și involuntar se lovesc reciproc, fără să fie niciun fel de, punere la cale a agresivității. Toată școala românească nu recunoaște acest lucru, ea funcționează într-o cumințire a băieților, ceea ce e normal, că într-o instituție nu poți să-i lași pe toți să țopăie, să alerge, dar mai gravă e învinovățirea lor pentru niște atribute care sunt absolut naturale și care țin de păstrarea vitalității pentru tot restul vieții.
Oana, eu aș vrea să te întrerup puțin și să te întreb ceva. Lucrul acesta pe care l-ai spus tu acum este valabil numai la băieți, pentru că în timp ce vorbeai, mi s-a părut că mi-ai descris-o pe Alessia, da, care și... este exact cum ai spus tu, și avem problemuțe, știi, și de concentrare și de nu e cu minte, nu stă în bancă, se ridică. Se... E posibil, e posibil să fie și asta, cum e posibil ca și la băieții cu nevoie mare de mișcare să fie peste acest strat natural, sănătos, și o tulburare în câmpul atenției, al energiei personale. Deci poate fi un deficit de atenție și o nevoie de hiperkinetism care vin ca un strat peste nevoia naturală a fiecărui copil de mișcare. Vorbind statistic de băieți, despre băieți, ei sunt mult mai predispuși la a nu sta liniștit decât fetițele și de aceea sunt și foarte vulnerabili la critică, fiindcă, de exemplu, în anii formării timpurii, fetițele, în medie, sunt mult mai conectate la nuanțele vocii adulților, mult mai conectate la importanța socială a echilibrului din clasă și mult mai predispuse să stea fizic în nemișcare și atenție. Ceea ce băieții nu pot face, cel puțin în perioada asta formativă, nu pot face natural, nu pot face cu ușurință. E chestia anatomică, da. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea, să nu creadă că e ceva în regulă cu copilul lor. Nu, chiar să vă povestesc un experiment făcut pe bebeluși de 4-6 luni, unde se văd clar diferențele între fetițe și băieți. Doar că într-o clasă în care, uite, de exemplu, profesoara de engleză al alter la grădiniță, la grupa mare, îi punea să stomp like an elephant. Uh-huh. Au dat din picioare și fetițele și băieții, dar 3/4 din băieți au dat din picioare la nesfârșit ca un elefant. Adică nevoia aceea de scuturare a membrelor nu există. Reflexul profesoarei a fost să-i învinovățească. De oprit trebuie să-i oprim ca să-i învățăm partea de calmare, dar cu blândețe, cu atingere a mânuțe, mâinii, a umerilor, cu privire ochi în ochi, fără judecată. În intenția profesoarei a fost prima judecată. De ce nu stai cu minte? Nu stau cu minte fiindcă asta e natura mea, asta e răspunsul. A făcut bine că a creat momente de mișcare în oră, dar le-a oprit mai devreme decât are nevoie un băiat. Fetițele se liniștiseră. Printre fetițe și printre băieți, că toți avem nevoie de mișcare, există și copii cu stare interioară de agitație, care nu e neapărat o problemă, dar care poate deveni o problemă în învățare dacă vine la pachet cu tulburare de atenție. Sunt băieți agitați, dornici de mișcare, care n-au tulburări de atenție, precum sunt și băieți sau copii, fetițe, băieți, cu nevoie mare de mișcare, dar cu mișcări dezordonate, necoordonate, cu fragmentări ale câmpului atenției. Noi trebuie să facem această distinție. Pentru că părinții, în general, spun, domnule, e sănătos, lăsați-l să alerge în timpul orei că e nevoia lui de mișcare. Nu. Există o nevoie de mișcare pe care o putem doza și ajuta să se manifeste și în timpul lecției, până la clasa a 12-a, inclusiv, dar există și o neliniște interioară care se poate manifesta și după mișcare, și înainte de mișcare, și indiferent de câtă mișcare ai făcut, și asta vine din altă parte, probabil că o să avem un episod legat de tulburările de atenție, hiperkinetism, uh-huh, și așa mai departe. Dar oare acest tip de problemă nu se poate regla simplu printr-o pauză între ore un pic mai lungă? Pentru că pauza aia fix la chestia asta servește, ca elevii să se poată rupe de ceea ce li s-a predat, să se ridice din bancă, să alerge, să joace, să meargă în curtea școlii, să se joace, să bată mingea, să... Eu mi-aduc aminte că asta se întâmpla. La clasele pregătitoare 1 și 2, după 9 minute, copiii își pierd atenția. Mai târziu, după 20 de minute. 40-50 de minute ar rezista un copil de clasa 4. Dacă... Deci nu neapărat le trebuie pauze, le trebuie ridicări din bancă pe tema sau fără tema lecției, scuturări de mâini, de picioare, dans, sau există și tehnici de predare-învățare cu câte un material de studiat sau de lucrat în fiecare colț al clasei, către care în grupuri copiii se îndreaptă fizic
mișcându-se fără să stea în bancă. Există la matematică un mod de a așeza băncile sub forma unor petale de flori cu copii în lanț care lucrează și din 5 în 5 minute schimbă fundul de pe scaunul ăsta pe scaunul celălalt și se verifică cu partenerul nou din fața lui. Știi, lucrurile astea, Oana, sună atât de bine în teorie, din păcate în școlile de stat cel puțin, că în școlile private oamenii au mai înțeles, da. Sunt mai updatați la tehnicile acestea. Dar în școlile de stat... Să știți că sunt și în școlile de stat oameni care fac asta. Da. Dar există această temere, în general, a profesorilor, că îi văd și pe cei pe care formez, că dacă mă apuc să deranjez clasa, adică să-i mișc pe copiii, se produce haos și n-am să mai pot să controlez. Adică n-am să mai pot să suprim, să reprim, să înfund nevoia lor de mișcare. Și fiindcă avem ca adulți, că asta e o altă trăsătura noastră naturală, adulții au nevoie mare de control, de liniște, de ordine și de organizare. Și noi percepem mișcarea ca fiind un precursor al haosului. Copiii percep mișcarea ca o sursă de revitalizare. Știți că noi adulții îmbătrânim în general pentru că nu ne mișcăm, în primul rând, mișcare. Și de asta nu facem în sistemele de stat prea multă mișcare, pentru că uneori clasele sunt supranumerice, avem în clasă aduși acolo fără alt sprijin și copii cu nevoi speciale, diagnosticate, dar pentru care nu există shadow, nu există alt sprijin față de învățător. Și atunci eu nu risc să-i mai ridic, să-i agit, să-i mișc, că de-abia îi țin în bănci. Bine, dar noi... toate astea escaladează și până la urmă au tot efectul. Noi suntem generația copiilor puși să stea în bancă cu mine la spate. Da. Sonia, spune-mi și mie, cum arăta, mă rog, acum copiii tăi sunt mari, dar cum arăta casa ta cu doi băieți cu vârste atât de apropiate? Era un câmp de război de cele mai multe ori? A fost un câmp de război, ca să vă spun foarte sincer, până recent. Când cel mare s-a mutat singur. Spun în premieră chestia asta, adică n-am mai povestit-o public. Pentru că ei sunt două personalități extrem de diferite, deci în spectre total opuse de funcționare, cu preferințe diferite, și atunci era un clash, un conflict din ăsta permanent din momentul în care cel mic a devenit un pic mai autonom în casă. Și, evident, tot timpul a existat conflict pe jucării, conflict pe atenția părinților, conflict pe televizor, conflict pe aerul pe care îl respiram în fiecare, pe fiecare centimetru pătrat. Da. Dacă este gestionabil și controlabil, cred că doar până la un punct. Eu nu am găsit soluțiile ideale, cred că nu am găsit foarte multe rezolvări ale genului ăstuia de probleme și cumva am lăsat lucrurile să se întâmple firesc, am încercat să nu intervin decât în momentul în care lucrurile chiar au escaladat cu bătaie. Uneori chiar și bătaia aia, și cred că ne întoarcem în zona de nevoie de mișcare, cred că este naturală și firească între băieți. Spun prostii? Nu, deci te rog frumos, prostii. Dacă spun vreo prostie, să mă contrazici, eu nu dețin adevăruri. Horse playing-ul, adică nevoia asta de a se atinge corp la corp, de a se lupta, de a se preface că se luptă, că se rostogolesc pe covor și așa mai departe, face parte din înțelepciunea corpului și nevoia inclusiv de creștere fiziologică a segmentelor corpului. Doar că ei, băieții, trebuie să învețe, așa cum învață toată natura umană, unde anume e permisă treaba asta. Acasă, în spațiul sigur și sub supraveghere, e permisă. Într-o curte a școlii nu mai e permisă, pentru că pun în pericol alți copii. Deci asta este drumul lor către învățare. Unde manifest instinctele, cum se par nevoia mea de mișcare, de mișcarea doar a minții, da? Până unde mă pot preface că mă lupt cu celălalt și până unde îl rănesc. Când sunt micuți, n-au acest autocontrol, se joacă de-a luptele și se lovesc. La patra schemă se lovesc și o iau personal și unul și celălalt și pe urmă urmează nevoia de a se vâna reciproc și de a se răzbuna. Fiindcă iarăși o trăsătură specifică masculină este nevoia asta de a
de a-ți lua revanșa. Bărbații asociază pierderea cu moartea. De-aia pe stadioanele sportive, publicul masculin e la război, efectiv. Înjurături, amenințări cu moartea uneori către sportivi, golul este o victorie, personală, de asta e și bine ca masculinul să-și canalizeze masculinul inclusiv din femei, că există și din tatea noastră, dar în general băieții nu învață să piardă decât așa după 12 ani încolo, între 6 și 12 ani nu suportă să piardă nici la jocurile evidente de măsuță în care asta e albă, asta e neagră, greu acceptă pierderea și se supără, se oftică, de-aia joacă mult pe calculator, jocuri de tip război, pentru că acolo întotdeauna senzația aia că aproape am reușit, doar am ratat cu o secundă și nevoia de a lua următoarea serie de joc și următoarea versiune sau următorul război este imposibil de oprit în sine, fără limitele adultului. Dar asta, bătăliile astea în curtea școlii pe care le blamăm atât, au ca sursă o cauză naturală, dar au efecte proaste asupra colectivului și asupra stimei de sine a băiatului, care se simte vinovat că a ajuns acolo, deși nu știe cum, pentru că noi nu suntem informați despre ce e sănătos și natural și până unde începe și duce procesul de învățare, că nu e suficient să-i spui unui amic de pregătoare nu mai alerga atât de tare, nu-l mai lovi, stați cu minți. N-are nicio valoare, nu are nicio valoare, doar că internalizează în timp că eu sunt rău. Ceea ce se întâmplă, că fetițele, de altfel, mai evoluate pe autocontrol cu vreo 2 anișori față de băieți, au și ele tendința de a se polariza, de a-i judeca, de a-i pârâ, de a-i certa, de a intra în rol maternal, și ei ies așa cu un of din școală că nu sunt la fel de bun sau n-au putut să se abțină la fel de bine ca restul, restul fiind de altfel mai degrabă marea parte din fete. La voi cum e la acasă? La noi este ce a spus Sonia, ori doi. Eu am trecut prin și trec prin această perioadă de două ori. Odată a fost Alex cu Alessia, apoi Alessia cu Nicolas, spre norocul meu. Alex a extras, nu? Fiind mai mare. Da, Alex. A fost. Fiind diferență mare între ei, 6 ani. Da. Dar între doi cu doi, haos și am încercat să înțeleg de ce Alessia intră în acest joc al lor și de cele mai multe ori mi se pare că ea face cât 10 băieți, că băieții sunt cu minți, sunt liniștiți, mă înțeleg foarte bine, ea este cât 10 băieți. Da, e posibil, nu știu, apropo de ce spunea Ela, Oana, când există fată-băiat, băiat-fată, să împrumute comportamentul unul de la altul, pentru că mă uit la e-mail. Ana a separat, dacă o stau cu ea, e într-un fel, vrea la fel, când sunt împreună, este haos. Practic și ea devine băiețoaică, că ea nu-i fiind firea de asta băiețoaică, că dacă cumva simte nevoia să fie în competiție cu el și atunci se împrumute din comportamentul. Da, aleargă, da. Și când sunt împreună, există de fapt o a treia entitate acolo, există relația care îi transformă. Relația aceea de supraviețuire și de bătălie așa pe atenția mamei, relația de prioritate față de înțelepciunea mea și a ta, de inițiativă, că ei acum trec printr-o perioadă la 4 și 6 ani prin tunel, prin fereastra aceea de maxim egoism și de nevoie de individualizare. Te individualizezi bine în contrast cu ceva. Cel mai la îndemână contrast oferit este fratele și sora. De aceea, de multe ori, când fratele este foarte irascibil, năbădăios, impulsiv, frățiorul mai mic, uitându-se la lupta între mami, tate și respectivul, trage o concluzie subconștientă despre ce rol ar putea să-și asume el în familie ca să câștige iubire pe cealaltă parte a medaliei și atunci devine un dulce, un înțelegător, un bun.
dacă unul din frățiorii au sau unul sau ambii au fost liniștiți, cu minți, înseamnă că i-a găsit un cu minți, liniștiți și rezonabili, înseamnă că i-a găsit un câmp bun de bătaie să se individueze între alți doi băieți, bărbați, și și-a luat rolul ăsta și personalitatea drăcoasă și atitudinea impulsivă ca să creeze contrast. Iarăși judecăm copiii pe tema asta, ei învață prin contrast, comparându-se albă-neagră, sumă 0-1. Fetițele năbădăioase, așa puternice, vulturoaice, zmeoaice, au și un sistem nervos înainte de a se naște configurat în uter, da? Apropo de cât de războinică, cât de reactivă, cât de asertivă sunt. Dar și după naștere, în conviețuirea cu frații surorile, faci așa o analiză internă subconștientă și adopți mantia aceea care te individuează, care te pune în opoziție. Părinții au un of, domnule, de ce sunt așa de diferiți? Dacă îi pui împreună, sunt unul complet, dar frații în general aleg să fie diferiți. Cred că la un moment dat intervine și gelozia, nu? Foarte mult, mai ales de exemplu când copilul este obișnuit 6 ani de zile să fie singur la părinți și aduce acasă un bebeluș. Nu știa ce se întâmplă cu... Da, e foarte greu să-ți reconfigurezi relațiile. Pentru că am văzut și am simțit ani de zile cum Alex a fost gelos pe Alessia și atunci cum o prindea la un colț, o jughinea, supăra foarte tare, Alessia supărată. Dacă aș fi fost eu sora mai mare, aș fi avut grijă de tine, ce aș fi făcut, cum aș fi comportat. La un moment dat și-a dorit cu ardoare să fie sora mai mare a cuiva pentru a se purta frumos. Ei, și când a venit Nicolas, iată că a făcut exact ce a făcut fratele ei. Da, copiii au tendința să repete modelele relaționale în care au stat din poziția asta de inferioritate și să Oricât de mult am încercat să fim cu ei, să fim separat cu ei, să petrecem timp, să îi înțelegem, să... Nu, parcă la un moment dat ești așa lipsit de putere, și lași armele jos și zici ok, ce să mai fac cu vina, în acest cred moment? Că o simte fiecare părinte. Odată vina că ei se bat, că sunt geloși. Asta cu bătaia este cea mai frecventă întrebare pe care și eu o primesc. Auzi, și ai tăi se bat? Cumva ne doare foarte tare și pe mine. Transmite o stare de mare anxietate, conflictul ăsta între ei permanent. Ce ți s-a părut cel mai greu? Uite, ești de 20 de ani mamă. Care ți s-a părut, care a fost perioada cea mai dificilă? Etapa cea mai dificilă? Cred că asta de acum. Și cumva am ajuns după 20 de ani de motherhood să zic că ceea ce mi se părea greu când ei aveau 2-3 ani, pentru că trebuia să fii foarte implicată și chiar din punct de vedere greu fizic, să fii acolo prezentă. Acum challenge-ul este mult pe zona emoțională și pe zona mentală, pentru că pe la 16 ani, cam așa, încep să își afirme bărbăția, independența, personalitatea, vor să se impună. Ajung în punctul în care cred că așa mi s-a părut, așa am observat, se cred mai mari decât sunt, mai capabili decât sunt, mai tot știutori. Trebuie decât... Trebuie să-și facă vânt mai tare ca sus. Exact. Și atunci tu ca părinte sigur că încerci să-i ghidezi, pentru că asta este ceea ce am încercat să fac, să-i ghidez fără să fac exces de putere și în același timp să-i lași și pe ei să se dezvolte și să-și capete încredere în propriile lor persoane. Pentru că eu, la vârsta lor, am dus lipsă de chestia asta. Și cumva încerc să-mi aduc aminte ce mi-ar fi trebuit mie atunci de la mama, ce cuvinte de încurajare mi-ar fi trebuit, ce abordare mi-ar fi trebuit și să fac un pic diferit. Să încerc măcar. Da, bine, acum noi vorbim din perspectiva asta falsă și ideală că mama este rezolvatoare și salvatoare, da, și fixă. Dar mintea fiecărui copil asta este. Da, bine, vorbim și de băieții mai mari sau cum discutăm noi acum, uite, n-am reușit să fac asta cu oful că probabil ar fi trebuit să... Nu, sunt... realități relaționale și de dinamică între personalitățile copiilor
tăi pe care nu le poți tu repara, nu le poți fixa. Cel mult poți sta de veghe să nu se toxicizeze. Ce înseamnă a se toxiciza o relație? În acest șoarecele și pisica, de exemplu, unul dintre ei să nu își creeze identitatea superiorului sau celălalt să-și creeze pentru restul vieții identitatea omului care trebuie să se supună, care trebuie să lase de la el, care n-are niciun cuvânt de spus. Nu? Asta păzim și în clase. Ei se mai ceartă, se supără unul pe altul, dar la un moment dat copiii rostogolind la nesfârșit comportamente învățate ajung să cășune pe unul dintre ei și să-l facă la nesfârșit zilnic, nu știu, tu ai cap mare și gol. Merge odată, merge de două ori, merge să-l înveți pe celălaltul replica, după care te uiți în ce măsură cel care primește astfel de afirmații răutăcioase ajunge el însuși să creadă că e mai puțin sau inferior celorlalți. Cred că asta ca mamă simți în dinamica între frați, ai senzația că nu se termină niciodată războiul, dar modul tău de a verifica așa cu termometru dacă faci o treabă bună nu este acela de a constata că războiul s-a încheiat, ci de a măsura mereu dacă există acolo unul dintre copii căzut deja în, nu știu, în imaginea asta de sine a omului neputincios sau a victimei sau a... Nu? Stai, asta bun, e singura modă. Acum. Ce relație au acum? Acum au o relație de la distanță pentru că, așa cum spunea, Marc s-a mutat de două luni, locuiește singur, merge la facultate, conduce, are și un job part-time, merge la sală, adică... E foarte bine. Da, sunt extrem de mulțumită, încântată, liniștită. Acum sunt cu ochii puternic a țintiți asupra celui tânăr care are bacalaureatul anul acesta și am spus așa, dacă copilul ia bacalaureatul, eu mă consider o mamă de succes. Da, l-ai atunci până la capătul drumului. Exact, că ia și bacalaureatul. Da. Pentru că este o diferență, de, așa cum spuneam, mare între cei doi. Unul mai conștiincios, da. Cel mic mai rebel și, mai, și cu mai multă opoziție față de ceea ce înseamnă autoritate, față de ceea ce înseamnă școală, mă challenge-uiește puternic în a explica motivele pentru care este important să ai o diplomă, că asta este o altă problemă a generației acestea, care își ia modele din online, modele de succes din online, uh-huh. Și vine și spune, păi, dar de ce mă obligi tu pe mine să învăț, să-mi iau diplome? De ce vrei tu să fac eu facultate? Nu vezi că poți să ai super succes și fără tot acest skin? Și vine, de fapt, ceea ce este interesant în toată povestea asta este că ei au niște argumente atât de solide și da, care au sens, da. Care au sens, încât tu trebuie să faci un efort susținut, nu odată, pentru că aceste discuții nu se întâmplă odată, ci susținut de fiecare dată când ele apar, ca să-i combați aceste idei nocive până la un punct, uh-huh. Pentru că de la un punct încolo chiar cred că trebuie să-i lași să facă cum simt. Facultatea, de exemplu, nu este obligatorie, nu este ceva ce toată lumea trebuie să facă. Plus că acum pe piața asta a educației există o mulțime de alte cursuri și alte metode de a te forma și restarta cariera. Și plus că eu cred că, aducându-mă aminte și din perioada mea de 18 ani și văzând la ei, este foarte greu să știi exact pe ce drum vrei să o iei, să fii atât de convins, da, eu vreau să merg la facultatea asta, tocmai de-aia cred uneori că eforturile părinților care își propun așa, hai să trimitem copiii la facultate în Anglia și ne dăm viețile peste cap și facem niște eforturi fabuloase ca să-i ținem acolo, după 2 ani, după 3 ani, copilul vine și spune, da, mie de fapt nu-mi place, uh-huh. Da, eu de fapt vreau să mă întorc, dar sunt... Cred că trebuie să le dai un pic de răgaz ca ei să găsească drumul pe care se simt confortabil. Înțeleg că este și o modă acum printre adolescenții care termină liceu, vor să stea un an acasă să își dea seama ce își doresc de la viață. Am auzit asta la câțiva părinți. Dar observ la ei că sunt mult mai introspecți. Stau și se gândesc la niște lucruri într-un mod profund. Mă uit la cel mare.
care acum stă destul de mult timp singur, nu este un social, nu este un tip cu o viață din asta foarte bogată în exterior. Și stă mult acasă și din când în când, atunci când vorbesc cu el la telefon sau când mă văd, îmi ridică câte o problemă de asta, de sănătate, de social, de trenduri, despre ceea ce se întâmplă la nivel politic. Stau și mă uit, mă lasă cu gura căscată, zic, tu copilule, te-ai gândit tu la lucrurile astea? Eu la vârsta ta nu avem ce treabă. Da, noi am fost generația care a fost dată pe mâna sistemului. Adică noi suntem copiii familiilor de unde și mami și tati au trebuit să plece de acasă să muncească. Și atunci copilul era al statului. Și hipnoza asta s-a transmis din generație în generație că dacă mergi la școală, ți-o diplomă, faci, joci cu sistemul, ajungi ca mine, nu? Suntem bine, nu? Avem ce mânca de azi pe mâine. Ei sunt generația care chestionează toată ordinea asta socială, economică, politică, fiindcă lumea, vrem, nu vrem, e într-o mare schimbare, reconfigurare. Inclusiv succesul părinților, îl pun la întrebare. Inclusiv succesul, da, că meritat să muncești atât, să te consumi atât. Am aproape zilnic discuții filozofice cu fiimea, inclusiv despre modele mari de succes care ce au făcut, au ajuns să scrie o carte și asta a fost până la urmă toată lupta strădania, pentru el, da. Da, toată strădania, adică oare găsești satisfacție în asta? Da, pentru generația mea să scrii o carte era o satisfacție. Să ajungi pe treapta a treia, nu știu, la job, să te promoveze șeful, era o stimă mare de sine. Apropo de treaptă și job și promovare, întreb și eu, pentru că eu țin așa la ce am fost învățată, la cum am fost crescută. Mi se pare că de multe ori modelele vechi ne-au și ajutat, nu numai ne-au încurcat. Nu cumva să-i lăsăm să nu facă facultate, de exemplu. Mai târziu ar putea să ne reproșeze, dar uite, acum, în acest moment al vieții mele, nu pot să fiu promovat pentru că nu am acea diplomă. Asta, de ce? Tu erai mama și eu eram copil. De ce la momentul respectiv nu m-ai bătut la cap? Așa e, și așa se și întâmplă. Așa se și întâmplă. De aceea ce a funcționat sau ce văd eu că funcționează cu adolescenții sau cu cei de-a opta care nu mai suportă acum atâta pregătire, e să faci așa un fel de discuție care să-i împuternicească pe ei, chiar dacă e una de tip manipulatoriu feminin. Adică, pe de o parte să le dai, să fii de acord cu asta, că lumea se schimbă și într-adevăr satisfacția mea nu mai poate fi modelul tău de viață, nu mai ai tu ca motivant principal ce am avut eu, că tu evoluezi, asta îi spui lui, și sigur tu o să găsești altceva mai împlinitor decât de a merge dimineață până seara la serviciu și de a împlini pe acolo nu știu ce. Dar realitatea vieții acum este așa, că încă sistemul by default merge așa, cu trenul ăsta de la clasa 0 la master și doctorat și diplomă, care încă are importanță pentru mari angajatori din lume. Deci e un ticket, e un bilet pentru devenirea ta, nu e singurul posibil, dar eu parcă la război aș merge cu toate armele la mine, n-aș lăsa buzunarul ăsta gol sau partea asta de teacă goale. Că tot goale. Vă place vouă să fiți războinici. Că tot vă place. Așa le spun și ăsta. Băi, eu știu că plecăm acum la luptă, dar dacă te atacă inamicul din partea asta, tu n-ai ce să scoți din partea. Vino pregătit. Numai nu te identifica cu asta. Nu te gândi că dacă ai luat bacul, ești cel mai minunat om din lume. Nu te gândi că dacă l-ai ratat, n-ai și a doua șansă. Dar pune tot efortul de care ești în stare să joci și cu biletul ăsta. Între timp eu țin puternicesc și celelalte variante. Da, există și varianta să stai acasă după liceu cu condiția să muncești. Da? Există și varianta să-ți finanțezi o plimbare în jurul lumii cu condiția ca jumătate să-ți câștigi înainte câteva luni. Da? Sau, nu știu, să munce. Adică, pe de o parte, îl lași pe el să aleagă că acest bilet cu bacul, cu facultatea, încă funcționează în lume, nu știm când se va face shift-ul total. Pe de altă parte, să le arăți că toate modelele astea de succes în care crede fără facultate au de obicei un succes fulgurant și după o vârstă se termină, trebuie să se reinventeze și în perioadele de tranziție îți trebuie niște bani acolo aduși de o diplomă. Pe de altă parte, da, sunt în spatele tău și chiar îți finanțez orice vis, chiar mă străduiesc dacă te văd că pui tot efortul de care ești tu capabil să împlinești drumul ăsta și ăsta. Asta sunt. Deci, întotdeauna cu tinerii și adolescenții, natura asta tranzacțională a discuției în care pare că leapșa e la ei și ei decid.
dar că și eu am încă partea mea de cerință, fără care nu te mai pot susține, fără de care nu o să mai... funcționează. Ce am încercat eu acum legat de bacalaureat este, în primul rând, că i-am spus bacalaureatul nu este negociabil. Sau deci, asta. Deci am spus, bacalaureatul, din punctul meu de vedere, nu este negociabil. Ai următoarele opțiuni. Ai opțiunea să nu-l iei din prima și să stai toată vara să înveți. Uh-huh. Ai opțiunea să intri la o școală profesională și făcea nu, cum, că, adică ce fac, mai pierd încă un an? Da. Dragul meu, asta este situația. Bacul nu este negociabil. După aceea, la facultate, sunt de acord cu tine că poți să faci bani, pentru că asta este tot așa, este o, un light motiv al tinerilor din ziua... Da, e gratificare, asta e. Da, vor să facă mulți bani, pentru că asta este tot așa ceea ce se vede mult în, în social media. Zic, da, poți să faci bani pe mintea ta dintr-o grămadă de posibilități, dar pe zona de business, absolut, dar vei ajunge să ai bani mulți, însă faptul că educația ta nu va fi una la un nivel mai ridicat, nu-ți va oferi acces în niște cercuri de oameni în care tu s-ar putea să-ți dorești la un moment dat să fii. Uită-te la tine, ești un tip sociabil, ești un tip care, căruia îi place să se integreze în grupuri, și acolo nu te vor primi. Și nu va veni nimeni să-ți spună nu te primesc pentru că nu ai facultate, nu, pentru că nu ești educat. Frumos. Vei fi dat la o parte și vei simți durerea în sufletul tău mai puternică decât... Da. Și stai, așa se gândește. Și cred că trebuie luat așa cât un pic, cât puțin, din aproape în aproape până... Da. Alex, cum e? Ai atins un punct sensibil. Alex, de foarte mulți ani, de când era mic, are o pasiune nebună pentru animale, pe care le-a crescut, le-a dus la concursuri, a luat și premii și de câțiva ani este setat pe oi. El are foarte multe oi și acesta este visul lui. Și îți dai seama... E un hobby neobișnuit pentru un copil da, în 2024. Da, și un copil care muncește foarte mult, care are grijă de animale. A fost acum 2 ani de zile, deci avea nici măcar 16 ani, a făcut transhumanța cu ele. Deci ceva. Pe pasiune. Da, o pasiune dusă la extrem. Dar bineînțeles, îți dai seama, pentru mine a fost și este în continuare. Îți dai seama cum să-l las acolo și cum să... Pentru că nu este cel mai frumos mediu și nu este înconjurat de oamenii cei mai... Dacă bere face fericit, treaba. Și da, exact asta este lupta cu mine. Știi, măi, pe el într-adevăr îl face fericit lucrul acesta sau de fapt este exact cum ai spus tu. Pentru că el a prins, fiind mic, fiind drăguț, fiind, având această pasiune, toată lumea venea la el. Haide, vreau și eu un litru de lapte, vreau și eu nu știu câte ouă. El făcea niște bănuți pe care îi avea acolo și în capul lui a fost, eu sunt independent. Da, mă rog, nu conta că părinții mei cumpărau mâncare la animale, că terenul este al părinților mei, că mama se implică foarte mult și îl ajută. Și în continuare, el își dorește să aibă multe oi, nu spun că acum iar au fătat oile, s-a dus, deci el este de vinerea seara până duminica seara, el este la Sinaia, este cu animalele, vorbește tot timpul la telefon, ce mai cumpăr, ce mai vând, îți dai seama, cumpără cu 3.000 de lei o oaie, o vinde cu 2.000 de lei, dar el a făcut business în capul lui și am încercat să-i explic că pentru a face un business din această pasiune a lui, are nevoie să știe să puțin management, să știe cum să-și gestioneze banii, să știe ce să facă cu ei. Și în mine este această luptă, știi, a mamei care își dorește să aibă un copil doctor, am dat un exemplu, doresc pentru el neapărat să fie doctor, și mama care își dorește pe de altă parte să aibă un copil fericit, un copil care să facă ce îi place într-un mediu pe care, atenție, eu nu pot să spun că l-accept, adică eu n-aș fi fericită să merg în acel mediu. Ideea e că un copil care se duce în zona asta de la sine putere, chiar dacă ți se pare că la început a fost fascinat de niște trucuri, nu? Că asta e teama, că hey, poate că a câștigat relevanță din faptul că primea, dădea bani și acum s-a dus cu totul în tunelul ăsta și nu mai vede altceva. Dar realitatea nu e așa. Copiii predispuși așa să îmbrățișeze
un domeniu, sunt foarte puțini. Adică asta ține de o stea a lui personală care s-ar putea să nu se împlinească acolo, dar până nu-și consumă toată energia și pasiunea în locul ăsta, nu este capabil pentru nivelul următor. Pentru că cine pune de mic pasiune și energie pe ceva, whatever, da, orice, capitalizează în sistemul nervos reflexul de a da drumul aceleiași energii și pasiuni pentru următoarea preocupare sau... Deci el trebuie să-și consume acolo cu sprijin la oi, dar până se consumă, dar în paralel, tot pentru împuternicire, că nu mai merge doar cu haide, există ghiduri ale meseriilor viitorului și există foarte multe informații despre cum se retehnologizează agricultura, creșterea animalelor, a plantelor și așa mai departe și unde tinerii fermieri sunt foarte, foarte apți să înțeleagă și să introducă tehnologia în modul de creștere și de păstrare a animalelor. Iar asta presupune școlire. Și poate că dacă reușești să împletești această pasiune și să o accepți cu informația că la un moment dat lucrurile nu o să se mai întâmple doar din punct de vedere financiar, doar pe instinct și pe creșterea lor în natură, ci ar presupune nu numai abilități de afaceri, dar și abilități de menținere a animalelor într-un spațiu sigur, s-ar putea să-i placă să învețe la facultate, să ducă la... Zootehnie, da. Acum suntem și am tot încercat anul trecut, am mers la un coach care să-l ajute să-l ghideze pe partea asta profesională și au ajuns ei la concluzia că medicina veterinară este varianta cea mai bună pentru el. Și am vrut să, și vreau în continuare să fie sigur că asta își dorește. Și am spus, nu face o facultate doar de dragul de a o face. Du-te într-un cabinet de medicină veterinară, vezi dacă îți place, vezi dacă te vezi făcând lucrul acesta. Pentru că vreau să fii sigur să nu ajungi ca mine, am făcut o facultate care nu m-a ajutat, am renunțat la 20 și ceva de ani, am făcut cu totul și cu totul altceva, acum fac a doua facultate, pentru simt că nu mi-am găsit menirea atunci când, exact, atunci când a trebuit. Atunci aș vrea ca el să fie, dacă ăsta este visul tău, dacă ăsta este drumul tău, mergi pe chestia asta, vrei să faci business, vrei să fii... E foarte devreme să-l împingi în colțul ăsta al deciziei. E foarte devreme să își dea seama dacă vrea facultatea respectivă și nu o să-și dea seama nici dacă merge, nu știu, în ce laborator sau copiii își dau seama de facultate. Nu, asta este o iluzie românească, fiindcă avem facultățile foarte nișate și, într-adevăr, în lume, primii 2 ani de facultate sunt foarte flexibili, copiii își pot reconfigura traseul, la noi nu se poate. Dar orice student după primul an de facultate știe dacă e alegerea bună sau nu. Majoritatea se auto-înfrâng spunându-și am cheltuit un an acum timp, energie, efort, iau de la capăt, da. Și nu mai au de la capăt, tot termin pe asta și de acolo apare lehamita și blocajul. Dar după primul an de facultate el o să știe dacă vrea acolo sau nu. Dar deci revenim, să încerce un an. Și poate... Revenim tot la sistem, că pentru a intra la medicină veterinară trebuie să facă chimie, trebuie să facă biologie. Trebuie să facă de acum. Exact, dar, de acum, dar un copil pregătirea care este destul de greoaie. Un copil care petrece foarte mult timp în natură și care operează cu inteligența asta senzorială și naturalistă, că se vorbește despre tipul ăsta de inteligență, e foarte puțin predispus către învățarea abstractă. Adică stat pe chimie și biologie, pe... Deși este un elev foarte bun. Este și înțelege chimie, înțelege noțiunea abstractă. Matematică, înțelege fizică, și miză. Înțelege chimie. Tu să-i creezi miză, tot așa cum poate nu tu, mami, poate tot așa un consilier sau un om la care se uită cu admirație să încerce să-și ducă viața pe două paliere și în același timp să simtă că nu renunță la ce îi place. Uite, mie încă nu mi-este clar cum faci, de unde o apuci cu un copil pe care îl vezi că este extrem de inteligent. Da. Dincolo de inteligența mentală, este foarte inteligent emoțional, adică la un nivel avansat, natural, din totdeauna, de când a început să vorbească. Și, practic, astea sunt direcțiile lui principale. Dar nu-i place deloc școala. Ce faci cu el?
Nu că nu-i place, e un chin. Acum depinde ce nu-i place. Nu-i place relațional ce se întâmplă acolo? Nu-i place să pună mâna pe carte să înveți. Da, dar motivul refuzului la copii e foarte divergent, divers. Poate să fie un copil atât de sensibil, lovit de atmosfera emoțională, socială de la școală, încât să anticipeze de câte ori merge cu stare de rău prezența lui acolo și să facă această asociere între nu mă simt confortabil socio-emoțional, deci nu vreau să învăț, deși el poate să învețe. Poate să fie un copil care are foarte dezvoltată partea asta intuitivă, senzorială, dar partea logică, administrativă, secvențială a învățării să nu vină din harta lui mentală și să-i producă semnale de oboseală, de greu, de neputință. Poate să fie obișnuit cu un nivel de confort și reziliență mică atunci când dă de greu. Nu știu... În general trebuie să depistezi unde e cheia. Ați încercat să schimbați școala? Suntem la a treia școală. Okay. Adică vorbim de... Deci n-are... De sisteme diferite, de... Da, de, asta e că nu... Învățarea asta teoretică către care sunt virați toți copiii din România nu e naturală decât pentru, cum spunea domnul Lomaca în Germania, 25% din copii, 30%. Serios? Da, da. Și asta se vede de la sfârșitul clasei a patra. El poate face față unui gimnaziu de tip teoretic cu multe noțiuni, cu hărți mentale logice la biologie, fizică, chimie pe care să le integreze și cu care să opereze, sau face față unei învățări de nivel mediu, hands-on, cu multe experimente, cu multă cercetare, sau de fapt el se duce direct către, către zona profesională, vocațională. Suntem trei mari tipuri de oameni din perspectiva asta. Nu toți, exact cum ai zis, suntem pregătiți pentru învățare intelectuală, academică. Asta nu înseamnă că suntem proști. Exact. Asta înseamnă că operăm din alte tipuri de inteligență. Copilul care merge în weekend lângă animale, și am văzut foarte mulți și în școala mea și în tabere, care nu sunt atenți neapărat la jocul de fotbal, dar sunt atenți la toți căței, pisicile, melcii, gândacii din curte, au un mod de a integra și înțelege lumea prin piele, prin instincte, prin tot ceea ce ține creierul în stare de vibrație, așa, cu copacii, cu aerul, cu apa, cu cerul. Ei se liniștesc acolo sau se simt acasă. Se simt acasă tot intelectual. Adică tot corpul lor intră în starea aia de rezonanță cu forța naturii, a universului. Inteligența lui funcționează altcumva decât a celui care programează, merge la clubul de programare în weekend. Dar el nu numai că are ceva de dăruit lumii, el își dăruiește sieși, energie vitală, tot ce înseamnă vitalitate, eu, cine sunt eu în lumea asta, ține de echilibrul ăsta foarte atent pe care trebuie să-l avem mai ales noi mamele cu băieții, în a nu înfrânge, a nu călca sub talpa noastră ce aduce copilului cu adevărat bucurie. Asta nu înseamnă că îl lăsăm numai prin văi și păpădii, ne ținem, cum am demonstrat aici că o faceți oricum, dar are și un risc al mamei, este acela, vorbește toată psihologia de secolul XVIII până încoace, de a își castra băiatul, fie fiind extrem de critică, fie transferând asupra lui imaginea bărbatului pe care nu l-a avut și pe care îl tratează ca un prinț și îl servește și îl ajută, apropo că multe mame se recunosc. Mama toxică. Mama toxică, feminitatea toxică, fie mama care tot îndrumă, tot dirigează, nimic nu e bine din ce face băiatul. Sau mama care se ceartă, manipulează, condiționează. Noi trebuie să fim conștienți dincolo de latura asta profesională pe care o le imprimăm copiilor, că noi imprimăm băieților noștri și relația lor cu viitoarele relații din viața lor, că noi suntem paternul, da. Și dacă suntem prea bărbătoase cu ei, ei nu-și vor descoperi autonomia, identitatea, lupta, uite, vreau să plec în weekend acolo, treaba ta, asta e un lucru bun, e un mod de a fi asertiv cu ei, sau din potrivă, la rândul lor vor fi toxici cu alte persoane din viața lor. Asta e cel mai mare risc în relația de mamă cu băiat. Citesc acum Mame pentru băieții noștri și Maggie Dent mai identifica la fel de toxică ca fiind mama rece și distantă. Da, asta e pentru toată lumea. Mama rece care n-a știut să giugiulească, să-l îmbrățișeze. Exact. Apropo, băieții de clasa 9, nu știu dacă voi ați trecut prin asta, sau de 14 ani, regresează în majoritatea
aruncat într-o stare de aia de iubire infantilă, vor să fie giugiuliți, iubiți, nu știu dacă vă amintiți, pe la 14 ani nu îi cereau foarte mult prezența fizică. Poți să-ți confirm că în cazul celui mare este așa, în cazul celui mic n-a vrut atingere. Nu, și poți să știi. De asta mi-e foarte greu să integrez și să știu cum să gestionez fiecare copil. Pentru diferiți. Că ei din secunda în care s-au născut au fost diferiți, cel mare. Știi că după ce îi naști, îi înfeși, îi legi. Ăsta mare se odihnea extraordinar de bine când era legat. Îl mic, din prima zi de când s-a născut și l-am înfășat și a scos, uite așa, o mână și a desfăcut fașa aia. A fost protestatarul. Deci nu a fost chip să-l țin înfășat. Și în momentul ăsta sunt la fel. Ăstuia mare îi place să-l iau în brațe, să-l pup. Și acum vine și îl iau în brațe și îl pup și stă așa. Da. Ăsta mic face, nu mă atinge, mă sufoci. Bine, mamă, nu te mai sufoc. Du-te, te iubesc, ești frumos. Da, da, asta e foarte bine că o faci în continuare, pentru că sunt mulți bărbați și băieți care n-au primit atingerea asta caldă, directă a mamei și nu pot la rândul lor să o dea, nici fiicelor lor, nici soțiilor. Și atenție că vreau să punctăm aici și pentru mamele care ne ascultă că nu e nimic în regulă să vă, să vă pupați copiii de o mie de ori și să-i giugiuliși, să-i strângeți în brațe. Asta nu vă face mame sufocante, ci atașament sigur acolo. Da, sufocantă ești când ești critică, când știi tu mai bine, când iei tu direcție, când nu-l lași să spună intențiile, când îi rezolvi problemele, chiar cu cea mai multă dragoste. Greșelile astea le fac. Nu știu, totul e până la toxic. De câte ori se repetă același pattern? Sigur că le facem pe toate, deci că altfel facem. N-am vorbit despre ele, nici n-am ști ce sunt. Ideea este să nu ajungi într-un pattern, să fii repetitivă. Eu văd, de exemplu, uite, îți dau un exemplu de băieții de clasa 6-a, 7-a, de pe la 12-13 ani. Ei sunt încă și băieții lui mami, dar și fotbaliștii victorioși care înjură cu gura plină pe teren. Da? Sunt și una și alta. În clasă, acolo unde în sfârșit trebuie să intervină, cred eu, la 12 ani, atitudinea aia masculină, ia să văd eu, ia să văd ce treabă am, până unde pot să duc, pe asta o las, pe asta o lucrez, pe asta nu o fac. Cu băieții de 12-13 ani se vede foarte clar care dintre mamele lor au învățat să iasă din rolul de mamă 100% și și-au mai arătat acasă în relație cu băieților și femeia din ele. Dar cum? Cum să facem asta? Și care au rămas doar în rol de mamă, de cloșcă. Ăștia care au acasă doar o mamă în rol de cloșcă vor și în clasă sau percutează, sunt atenți, sunt motivați dacă profesorul, profesoara ies și ea în rol de cloșcă. Pune mâna, fă, aia, stai, bă. Deci sunt băieți foarte inteligenți care nu dobândesc autonomie cognitivă, apropo de găsirea drumului, pentru că modelul primar de relaționare a lui cu viața a fost acela în care telecomanda e la mamă. Și vin părinții și mă întreabă, băi, de ce nu e cazul copiilor, să zicem, care din start au fost așa? Copii care sunt buni, inteligenți, dar nu pun efort. Înțelegi ce zic? Dacă pe la ce vârstă să facem un pas în spate așa? Prima vârstă la care faci un pas în spate e la 9 ani. Clar, un pic. Pe urmă la 12, pe urmă la 16. Sunt niște praguri despre care am tot vorbit. În sensul că la 9 ani renunți la 50% din cicăleală și stilul directiv. Încerci să îl influențezi pe el. La 12 ani încerci să-i dai lui putere să aibă senzația că doar el alege și așa mai departe. În fiecare moment faci pasul ăsta către individuarea lui. Ideea că uneori frustrarea că al meu nu performează, nu face, nu-și termină lecțiile, trag de el, e pentru că eu am rămas mereu cu mantia mea de reparator, de heirupistă, de mamă, de cloșcă, care se așează pe el și numai atunci face treaba. Păi și să stai la 12 ani lângă el să-și facă tema? Da, sunt, păi nu, tocmai asta le spun mamelor, fii atentă că el este atent în clasă și dă rezultate doar cu profesoarele care își asumă instinctiv tot rol de cloșcă, de mamă. Cele care sunt doar femei vin și își fac treaba frumos, își prezintă pe tablă, relaționează frumos cu ei, către acele tipuri de profesoare, băieții voștri nu știu să vină jumătate de pas în față, să zică da, hai să vedem ce lucrez, mai ascultați-mă odată, înțelegi responsabilitatea aia, acum vorbesc strict din perspectiva mea ca profesor.
că mama acasă tot trage, la un moment dat trebuie să-l lași, să vedem el cât vine în față, câți pași face. Eu nu zic că e ușor, pentru că unul are tipologia asta, unul tipologia asta, unul e sensibilos, unul e drăcos. Întotdeauna trebuie să existe o tehnică și primul pas este de a arăta băiatului meu cine e femeia de mine, nu doar mama. Adică, ce înseamnă să-i arăt cine e femeia de mine? Să mă porc cu el ca și cum e viitor bărbat. Să-i pretind, să mă ajute cu lucruri, să-mi facă lucruri, de la masaj până la chestii de curățat, de așezat prin casă, cum îi pretind soțului tău sau cum aștept să aibă natural. Să-l pui să servească familia într-un fel, să-i dai întotdeauna senzația că el are un rol important, pentru că bărbații asta își doresc, să simtă că ajută o femeie care nu are nevoie de ajutor de obicei și îndepărtează bărbatul de lângă el, de lângă ea, pentru că el dacă nu simte că e important pentru ea, pleacă într-o formă sau alta de acasă, chiar dacă fizic e. Așa e și cu băieții. Dacă nu îi împuternicim de mici să simtă că au un rol în casă, că sunt ajutorul nostru, că sunt sfătuitorul nostru, că sunt nu partenerul meu, adică nu fac translația de la tati, dar el mă ajută, mă servește, așa cum are nevoie femininul, el nu va putea să facă pasul către identitatea lui de om care știe ce vrea. Fiindcă, prin definiție, băiatul trebuie în viață să se miște de la punctul A la punctul B. Adică să capete vector, să capete direcție. Rolul cel mai greu al mamei este cum îi dau ăsta direcție. Calea de a da direcție unui bărbat, inclusiv partenerul nostru de viață, spune psihologia, nu spun eu, că n-am atâta experiență în domeniu, este de a-i da tot timpul masculinului senzația că e important, că are rol, că ajută, că sprijină, că este necesar în casa voastră sau în relația voastră. Dar faptul că noi le dăm atât de puțină libertate copiilor în perioada în care, în epoca în care trăim, nu ajută foarte mult. Nu ajută, pentru că vitalitatea lui vine de la cât s-a încățărat în copac, cât a sărit, câte decizii proaste a luat, de câte ori s-a dus cu turma și trebuia să spună nu, el până nu simte greșelile astea pe cont propriu, nu trage concluzii. Ne sigur ducem că dacă copiii din vine punctul A, punctul B cu mașina... Eu... Dați-mi voi aici să mă pup, uite așa. Păi ai lăsat, se vede. Mi-am dat seama, pentru că tu ești din femininul tău foarte bine, nu i-ai încălecat. Asta se vede clar din felul în care te purta. Poate și dintr-un soi de comoditate. Nu, asta e o chestie instinctivă. Eu le-am spus, mamă, școala are traseu direct cu autobuzul de la 100 de metri de casă. Hai! Te-am pupat. L-a dus taică-su prima oară sau de două ori cu autobuzul și după aia ne-am asigurat. Ai grijă cum traversezi, te uiți în stânga, te uiți în dreapta. Pe celălalt, așa, traversezi strada, ai grijă, iei autobuzul și te duci singur la școală. Îi trimit la cumpărături. Așa, pentru casă, nu? Să care cumpărături și m-am deșteptat eu acum vreo... Înainte, cam înainte de divorț sau cumva în perioada divorțului când ai fost nevoită. Mi-am dat seama că mă duceam la piață, făceam cumpărături și căram la sacoșe de mi se lungeau brațele. Deci, efectiv, căram de... Eu și acum am imaginea mamei cum venea de la muncă. Și, eu la fel, și la un moment dat mi-am dat seama, bă, dar ce e cu mine? Am în jurul meu 3 bărbați, 2, 3, mă rog, câți ori fi. Mulți. Și care eu singură? Și din momentul ăla dau telefon, vin spre casă, vă rog să vă pregătiți, să coborâți în garaj și să luați sacoșele. Și stau lângă mașina așa. Și mă uit cum iau sacoșele. Foarte bine. Și nu le place foarte mult să te ajute? De plăcut, mai că tot timpul îi deranjez. Din televizor, din duș, din nu știu ce. Zic, nu mă interesează. Nu vii să iei pungile, eu le las în mașină, o să strice mâncarea, nu o să aveți ce să mâncați. Nu de alta, dar mâncarea este un alt element esențial în viața băieților la vârsta asta. Ei, și mulțumesc că ai adus în discuție acest subiect, pentru că... sfatul autoarei pe care o citesc eu chiar acum este, lui Maggie Dent, este că întotdeauna o mamă de băiat trebuie să aibă provizii în mașină, în geantă, pe oriunde, pentru că urechile. Și de fapt e foarte interesant că senzația pe care ei o resimt atunci când le este foame este una de durere profundă, este o suferință pe care corpul lor o simte. Nu putem să ne dăm seama că la femei nu e așa și atunci devine furie. Da? În general, emoțiile, înțeleg, ale băieților devin, toate se duc așa ușor spre furie. Alex nu mănâncă mult. Chiar, știi, te ascultam și zic, ok, de ce al meu nu mănâncă mult?
N-a fost niciodată copilul care să mănânce mult. Este copilul obișnuit cu mâncare făcută de mama mea, de bunica. Uh-huh. Și atunci, oricât de mult aș încerca eu să vin nu, și să-i devin... Da, îmi spune că... Bine, mă, mai și necăjește câteodată că... A, nu, eu nu vreau de la tine, nu vreau, da, mănâncă. Mm. Uh-huh. Mă mai necăjește, îi place să mă necăjească. Dar el nu a fost niciodată copilul care să zică, păi, mie mi-e foame, vreau și eu. Nico are momente. Momente în care mănâncă de... Ne uităm la el și zicem, unde încape atâta mâncare? Da, sunt puse și de creștere și asta. Momente în care, la fel, da, cu asta ce, e cu ce trăiești. Da, standard, vorbim stereotipic, așa vorbind, într-adevăr, băieții au o relație furioasă cu mâncarea. Dacă nu mănâncă acum... E jale. E jale, da. Cu asta amare... Am remarcat la un moment dat că mânca din 3 în 3 ore. Zic, mamă, parcă ești sugar. Da, da, asta e în perioada de creștere și de acumulare a masei musculare. Da, da, se duce la sare. Ce? Da. Tu înțelegi, eu trebuie să mănânc proteină fiecare zi. Da, nu înțeleg. Inclusiv asta, tu nu mă înțelegi. Iarăși, tot de la Maggie, pe care o găsiți și pe YouTube, are filmulețe de 10 ani acolo aplaudate, senzația că băiatul nu te ascultă, că îi vorbești, că îi spui, că îi spui și el nu te aude. E pe covor, se joacă și nu-ți răspunde. Marea frustrare a mamelor și cred că ăsta e și canalul prin care ele devin foarte cicălitoare și prea călare pe el. E iarăși bine pentru ascultător să știe că, în general... băieții când sunt absorbiți de o activitate, chiar nu te aud. Și băieții nu e și nimic bărbații, personal. Și bărbații, și la soțul meu. Când e prins cu telefonul, scrie ceva, nu aude, nu vede. Nimic. Eu o luam personal, l-am crezut. Nu, eu gândindu-mă cum fac eu, că sunt radar. Că auzi că scriu, și vezi și la spate. Da. Bărbații nu sunt multitasking, e când ajung de la punctul A la punctul B, în procesul de trecere de la A la B, pun toată energia acolo. Fie că e un joculeț pe covor, fie că repară ceva sau se uită la un meci, sentimentul ăsta că nu mai existi în jurul lor, nu te bagă în seamă sau băiatul meu nu mă ascultă, este o percepție feminină asupra realității masculine, aceea care are nevoie de toată energia ca să se miște de la punctul A la B. Femeile de la A la B găsesc o mulțime de alte rute ocolitoare, la ei direct. De asta bărbaților spun și psihologii, nu le place niciodată când se pierd să ceară informații altcuiva de pe drum. Doamne, cât este de enervantă chestia asta, este ceva îngrozitor. Nu le place să întrebe un trecător, hei, unde, că m-am pierdut. Acum au GPS-ul, nu se mai pierde nimeni, simplu, dar sunt studii întregi despre faptul că femeile întreabă imediat, dar bărbații și dacă rătăcesc 2 ore, nu întreabă pe nimeni. Și e un studiu făcut pe bebeluși, fetițe și băieți, care sunt puși la orizontală, că sunt mici, au 3-4 luni, dar au deasupra, de fapt, peste 4 luni, când pot în sfârșit să apuce, un fir de care trag și se aprinde luminița, de câte ori, o luminiță deasupra drăguță, de câte ori trag de fir. La un moment dat, cercetătorii întrerup acest răspuns condiționat, că de câte ori tragi se aprinde și lumina. Fetițele, după ce învață că de câte ori trag se aprinde lumina, primesc acest element de noutate, că trag și nu se mai aprinde. Ce fac fetițele? De obicei încep să se uite în jur, reflexul natural, ea încă n-a fost socializată, e mică, are 4, și începe să plângă, plânsul fiind o cerere de ajutor, și renunță și rămâne în plâns. Băieței de 4 luni rămân încleștați pe fir și sunt furie îngrozitor. Mai evident și explică că fiziologic amigdala e mai mare la băieți și predispusă la furie și la rezolvare de probleme. Pentru el, faptul că becul nu se aprinde are relevanța unei neputințe personale pe care nu o adresează prin plâns, ci prin furie, hoftică și năbădăi. Exact ca la cerutul direcției pe stradă. Nu mă oftic, ci nu cer nimănui ajutor. Și citez chiar acum din Maggie. Tristețea devine furie, frica devine furie, sentimentul de a nu fi înțeles devine furie, sentimentul de a fi respins devine furie, de a fi ignorat, sentimentul de a nu fi respectat, toate acestea. De a fi prost devine furie, incertitudinea devine, uitarea devine furie, frustrarea, totul se duce în furie. Pentru că ai o nevoie să canalizezi energia războiului.
voinicului, warrior. Pe de altă parte, înțeleg că băieții sunt mult mai iertători ca fetițele, că fetițele sunt mai ranghiunoase. Da, pentru că fetițele dansează pe corzile mai multor emoții discrete pe care le înțeleg. Băieții nu au, chiar au o dificultate în exprimarea emoțiilor, de aia când sunt mici avem nevoie de câte ori se înfurie să verbalizăm, să punem cât mai multe etichete pe borcanele lor cu furie, ca ei să învețe în timp că nu toate sunt furie, unele sunt doar frustrare, alte ori sentimentul de inferioritate, altă dată de a nu fi înțeles, de vulnerabilitate, de neliniște. Mama trebuie tot timpul să verbalizeze când el e în supărări cumplite, cu cuvintele ei de femeie nuanțate, ce simte el, ca să fie în contact cu ce simte și să nu explodeze așa cum fac mulți adulți de altfel, fiindcă n-au depășit stadiul ăsta de conștientizare. Asta e o chestie pe care am învățat-o târziu. Mm-hmm. Știi? Și n-ai cum, normal. Vorbim și cu Simona când mi-a zis de tema discuției noastre. Zic, Doamne, dacă aș fi știut eu acum 20 de ani, dacă aș fi avut acces la informațiile la care am acum acces, nu că aș fi făcut lucruri total diferit, dar niște ajustări din astea pe zona emoțională cu siguranță aș fi făcut, pentru că abia acum am înțeles că atunci când vrei să ajungi la el, te duci și îi spui, iubitul meu, vreau să spun ceva, uite, eu simt că această expresie, și am văzut pe fețele lor că atunci când spun eu simt că, eu în momentul ăla se schimbă felul în care ei sunt atenți la mine, în care mă aud. Mai mult, tot cercetătorii spun că atunci când îi vorbești unui băiat care are treabă, trebuie să te duci să îl atingi, să-l conectezi, că altfel poți vorbești singură. Știți, în serialul ăla, în Sex and the City, cu soțul lui Charlotte, pe care maică sa banii îl controla, și ea se ducea și îi punea mâna așa și spunea, cred că ar trebui să facem nu știu cum. Imediat îi atingea butonul. Eu am învățat cu Vlad, apropo de jocul lui cu mașinuța pe covor, când nu aude, nu vede în jur și este atât de concentrat acolo, pur și simplu mă duc și mă așez la nivelul lui. Hei, Vlad, vreau să vorbesc cu tine. Pentru că altfel nu aude, nu vede. Da. Eu am altceva în minte de fiecare dată când am așa câte o idee sau când nu-mi convine ceva sau când nu-mi place ceva. Am norocul să am și o fată și de fiecare dată mă gândesc și zic, ok, cum vrei tu să crești băieții aceștia? Așa cum ai vrea să găsească, exact, să ai băia soț. Și asta este în mintea mea tot timpul. Cel mai tot bun timpul. Sistem de ghidaj. Exact. Și tot timpul mi-aduc aminte de lucrul ăsta. Uh-huh. Cum vrei să fie băieții tăi? Așa cum ți-ai dorit tu un soț pentru, pentru Alexia. Le e foarte greu mamelor să facă switch-ul ăsta, fiindcă multe au emoții neîmplinite în relație cu propriul partener și atunci pun pe băieți povara asta sau au așteptarea de la băiețele de atenție toată viața să le iubească la nesfârșit. Bună, acum voi știți că eu moderez și un reality show matrimonial și văd astea. Niște situații acolo mamele absolut halucinante de mame care nu pot și nu or să iasă niciodată din rolul de mame și felul în care influențează viața copilului. Cumva și partenere asta, deci pe lângă rolul de mamă devin și partenere de viață ale băieților, nu sexual, dar psihologic în totalitate. Dar uite, vreau să te întreb o chestiune care pe mine m-a preocupat. Atunci când vine băiatul și te roagă frumos, își cere, mă rog, într-o formă sau alta, să-i pregătești masa. Mama mi-e foame. Și eu îi spun, știu unde este frigiderul. Da. Se simte respins sau nu? Nu, da, la bărbați asta cu a face, a da mâncare, da, e partea de nourishment. Acum, dar cât îi hrănești? Adică toată psihologia asta modernă despre reașezarea femeilor în relație cu bărbații, pentru că noi am trăit perioada asta industrială care a scos femeia în câmpul muncii, a smuls-o din familie, i-a dat impulsul că trebuie să devină cât mai masculină, să facă ce fac bărbații. Acum se așează un pic lucrurile din nou în matca asta a feminității. Și psihologia asta modernă spune că ești mai puternică în tu ca femeie și în relații mai armonioase dacă în relație cu masculinul, fie că e băiat așa, deschizi aceste chei. Una, îi dai senzație că e important, că e valoros, că e necesar în relație cu tine și îi dai iubire prin mâncare.
Da. Da, asta nu înseamnă că e servitoarea lui. Exact, trebuie să-i pun în fiecare zi, dimineața la prânz și seara masa. Nu. De câte ori ești disponibilă și poți să o faci, să o faci cu toată iubirea. Da. Dar dacă o faci cu of și cu sentimentul ăsta de servitoare și de nu mai pot și eu mă trezesc la 12 noaptea să-ți fac ție gogoși, cum făcea maică mea, e... Te ajut, te iubesc, dar totuși eu am și un of, așa că mă chinui tu pe mine. Și cred că nu o să-i fie bine nici viitoarei soții. Nu-i bine nimănui, da, că așa. Pe de altă parte, cu orice copil, numai cu fata. Și uneori au, îmi fac și mie clătite la 11 noaptea. Uneori da, alteori nu. Bineînțeles, că uneori da, uneori nu. În funcție de el, o să uită mereu dacă tu verifici cu tine, în câmpul tău, așa, energetic, în planeta care ești tu, dacă e un moment care te împuținează sau te puternicește și pe tine. Dacă te împuținează că tu ai treabă și el vrea acum de mâncare, sigur, spui, ia frigiderul, fă-și mie un sandwich, te rog eu frumos. Da, am început-o așa să explic, că nu pot, îi spun, uite, nu pot în momentul ăsta, mami, pentru că fac ceva, te rog eu frumos, pregătește-ți tu singur de data asta, dar la prânz îți fac eu sau seara mă ocup eu să-ți fac, spune-mi ce-ți dorești. Da. Pe de altă parte... Dar le-am învățat târziu, greu, nu din prima. Da, și nu trebuie să faci cu vinovăție. Pe de altă parte trebuie să-i lași, să-ți deschidă ușa, să-ți facă un masaj, să te ajute cu, nu știu, cu o emoție pe care poți să-i împărtășești, să-i ceri sfatul. Adică astea sunt trucuri care îi fac nu numai pe băieți, și pe fete să se simtă capabil de alegeri. Am remarcat o chestie foarte simpatică la un moment dat. Eu nu prea lucrez cu copii în zona de online, adică ai mei au refuzat foarte mult expunerea și eu le-am respectat foarte tare această dorință. Dar au mai fost situații punctuale în care chiar am avut nevoie de ei și atunci, desigur, acum mari, că a fost nevoie de o negociere în care să fie și ei cointeresați de acea acțiune. Și la una dintre ultimele, unde implica să mergem la un restaurant, a încercat o negociere, o supranegociere și a spus, fii atentă, dacă plusezi, îți trag scaunul, îți iau haina, îți... deci știi că... Ok, bine, m-am liniștit. Nu-ți dau mai mulți bani, dar oricum trebuie să faci chestiile astea. Da, pentru lucrurile normale nu trebuie să le dau bani. Da, apropo de mâncare, ca să încheiem subiectul ăsta cu o glumă, povestea un coleg pe vremuri de la știri că mama lui abia aștepta să se însoare să plece de acasă, pentru că, de exemplu, la micul dejun mânca o omletă din 10 ouă și a spus, ok, dincolo de efortul acesta, dumnește o pagubă pentru cred că la mine în casă cea mai mare cheltuială din ăsta curentă este mâncarea. Da. Multă. Adică pachete întregi de ouă, de șuncă, de... Dar eu până să înțeleg, scuze-mă, Mona, atâta mai spun, până să înțeleg treaba asta cu mâncarea băieților, eu credeam că Vlad se agață de mai vreau, seara, când suntem cu toți acasă, de mai vreau ceva de mâncare, mai, doar ca să mai rămânem acolo în living și să nu mergem la... Probabil că asociază mâncarea cu iubirea, la fel. Să nu mergem la somn, la ritualul de somn. Da. Da. Cred că chiar cred că era e foame. Da, te da, rog, altfel nu mănâncă. Nu, că fiindcă am vorbit de nevoia asta de a-i face independent și puternici, trebuie să recunoaștem și aceeași, nu știu, partea cealaltă a medaliei, foarte adevărată, că băieții mici, o perioadă lungă de timp, sunt mult mai atașați de mami și mai dependenți și cu abilitate mai mică de desprindere decât fetele. Intratul la grădiniță este mai greu pentru băieți. Mm-hmm. Statistic vorbind, asta nu înseamnă că nu avem și... Dar se, în cazul tău, fiindcă a fost sora mare și așa, dar ei sunt mult mai lipicioși, pornesc mult mai greu, au nevoie mult mai mult de protecția mamei și de asta mamele stau în rolul ăsta de cloșcă mult timp și uită să iasă, pentru că creează dependență. Pentru că la început chiar e nevoie. Fetițele navighează mai bine social pentru că de la naștere recunosc mult mai repede vocile și inflexiunile vocilor și pot citi starea emoțională a oamenilor din jur după voce, după chip și au inteligența culorilor și a nuanțelor care le fac să vadă realitatea abordabilă. Băieții au vederea 3D și de la A la B, în sus și pe orizontală. De-aia se cațără, de-aia cotrobăie, de-aia cad, fără să mai asculte ce le spui, fără să se uite la tine când le vorbești.
Și nevoia asta de confirmare, că mă uit la Vlad, nevoia de mai mare. Mă iubești? Da. Permanent întreabă mare chestia asta, deși ne spunem frecvent, mă iubești, mă iubești, și el spune, te iubesc, da, inclusiv prin somn. Da, pentru că le e mai greu să interpreteze emoțiile. Uh-huh. Asta e realitatea și au nevoie de confirmări verbale. Fetele și au confirmări numai din ridicarea ta de sprânceană sau colțul gurii. El nu vede asta. Uh-huh. Sau le vede și nu pune pe ele o etichetă sau trage vreo concluzie. Femeile de asta și când vorbesc se uită ochi în ochi. Bărbații când își vorbesc, chiar dacă se află într-un raport de mare prietenie, nu se privesc ochi în ochi. Pentru că bărbații asociază privitul ochii noi cu confruntare, cu o luptă. Dar asta o femeie când vrea să-i vorbească soțului și spune avem ceva de vorbit și se așează față în față cu el, înainte de a deschide gura, arată discuția, femeia. El intră deja în relație de luptă și de apărare și nu mai ajungi la o înțelegere emoțională a lucrurilor, pentru că la el s-a blocat sistemul pe deci pornim la luptă. Cum este setat organismul, pentru că creierul nostru reptilian încă n-a evoluat, a rămas în stadiul acela de salvator al biologiei noastre. Da, eu cred că discuția asta o să le ajute pe femei și în relația cu partenerul, că cumva... Sigur. Cred că au sens și curg cumva. Exact. Pe de altă parte, femeile care n-au o relație, n-au limite cu bărbații din viața lor, cu taților, cu... Uneori nu știu să pună limite băieților lor și intră în rolul acela de servitoare, de fac ce vrei, fă ce vrei, îți dă mami asta, vrei pe calculator, bine, da, te rog eu. Ai mult modele la școală? Am multe modele de băieți mari, pentru care mama, de exemplu, n-a știut să pună limita asta. Uh-huh. Ok, faci asta, faci asta, faci asta și pe urmă te joci Counter-Strike sau ce au ei acolo. N-au știut. Și a intrat în rolul ăla, da, te rog, dar știi că nu-i bine, n-a știut să pună limite cu el. Cum ajung băieții de genul ăsta? Cu un prag foarte mic de toleranță la frustrare. Îi supără orice, sar din orice, nu sunt dispuși să facă lucruri noi, rămân blocați și supărați și mofturoși și morocănoși. Mm-hmm. În general, crești bine un băiat dacă tu, ca femeie, până în momentul nașterii, cât de cât ți-ai organizat relația ta cu bărbații, care sunt limitele tale, până unde faci compromisuri. Sigur că greșim, trecem prin divorțuri, ne recăsătorim, dar chestiunile de bază de cât compromis sunt eu în stare să fac în relație cu celălalt, și cu bărbații și cu femeile. Femeia care face compromisuri mari în relație, în general e predispusă să-și crească băiatul fie cu foarte multă duritate ca să compenseze pentru ce n-a avut, fie cu hai te rog frumos mami permisiv de fiecare dată, da. Uh-huh. Și atunci și într-un caz și în altul el iese mofturos, năzuros, nu-i convine nimic, știți voi, bărbatul căruia îi sare din orice țandăra. De la mame să trag toate. Tot noi suntem de vină. Nu e vină, noi suntem matca vieții. Noi suntem relația lor cu viața. Cum și noi la rândul nostru suntem mai echilibrate dacă avem un bărbat care poate să țină spațiul pentru noi. O femeie, de exemplu, care crește singură copii și știu o groază de lucruri, face un efort extraordinar, nu numai financiar și fizic, de susținere energetică, personală. E foarte greu să te conții întotdeauna. Corpul și identitatea feminină are nevoie de un bărbat care știe să meargă de la punctul A la punctul B, nu mare lucru, aici dar poți, să știe, aici poți să, nu să o ia prin toate direcții. Pot să-ți confirm, pentru că uite, de 3 ani, am intrat în al 4-lea an de când am divorțat și realmente în anii ăștia am ținut singură casa, cu tot ce înseamnă tot. A trebuit să cu tot ce bărbat. Înseamnă tot. Da. Este foarte greu să jonglezi cu rolul de femeie, cu energia imposibil, feminină și să o alternezi cu cea masculină, cea mai autoritară. Din când în când, e foarte greu să sari dintr-o energie într-alta. Este fiziologic rău, îți faci rău fizic în corp când faci jocul ăsta. Da, este consumator, este profund consumator. Da. Dar femeile, multe femei o fac și pe asta pentru că sunt nevoite. De cele mai multe ori copiii rămân la mama și atunci mama trebuie să joace dublu rol. Pentru ea trebuie să existe o figură masculină, nu neapărat soțul, partenerul, poate fi un tată, un bunic, un frate. Uh-huh. Deci e vorba doar de energia care știe să susțină când ea e pe jos. Da, confirm. Doamnelor, mulțumim. A fost o plăcere discuția cu voi. Stați că avem și, ca să înțelegeți de ce există aceste rațe gâște pe masă, e un dar de la prietenii noștri de la Cât în Lună și în Stele.
la tine. Mulțumesc. O să meargă pentru Mulțumesc. Nico. La tine, Sonia, nu știu, pentru... Când o să fie bunică, asta e realitatea acum. Să-ți amintească de noi. Și un voucher tot de la prietenii de la Câte Lună și Stele, pentru voi sau pentru copiii voștri. Mulțumim și sper că le-am ajutat un pic pe mame și numai pe mame și pe tați să înțeleagă totuși de ce există așa de multe diferențe între fete și băieți și că nu e nimic în regulă cu un băiețel care nu desenează atât de frumos ca o fetiță. Da, noi n-am vorbit astăzi despre relația tată-băiat, am vorbit despre relația mamă-băiat, dar relația tată-băiat e diferită. Cred că ar trebui discutat și pe acest subiect, deoarece de la un punct încolo, respectiv așa 16 ani, fix perioada către tata asta, navigat, este mare nevoie de un model masculin în viața băieților. Neapărat. Și de un trib, că tot Maggie Dan spune că un bărbat fără un trib, chiar dacă are 60 de ani, dar dacă nu are tribul lui de bărbați, își pierde direcția. Da. Mulțumim. Și noi. Ne vedem săptămâna viitoare la Părinți cu Minți. Zunivers Podcasts.